Astăzi, fraților, ne uităm la Brawl Talk împreună pentru că tocmai ce urmează să se lanseze în câteva secunde. Urmează aici să vedem noul Brawl Talk pe care îl așteptăm cu toții. O like acolo! 6, 5, 4, 3, 2, 1 și hai să vedem, tată! Opa! Mă, ce se întâmplă? Beautiful mermaid. Doamne. Welcome to Brawl Talk. Welcome to Brawl Talk. Kingdom is coming to Brawl Stars for an epic collab with SpongeBob SquarePants. Brand new nice. Mayhem, yo, uite cum arată harta. New game mode and Squidward Mortis. Squidward Mortis, mamă, ce mișto. And the Samurai Sushi Chef. And from Once Upon a Brawl, Scary Tale. Stați așa, ne uităm la tot și o să analizăm după ce se întâmplă pe aici. The appearance of a mysterious wave has brought Bikini Bottom residents. Bro! For an entire themed season, SpongeBob and his friends are visiting Starbuck for a special event. Squidward Mortis is the Brawl Pass King, along with two color variants of Brawl Pass. SpongeBob El Primo skips leg day, but he's still the strongest sponge around. You can unlock him from the club event for free. More on that later. Patrick Buzz is living his best life. Okay. I wouldn't rely on him to save you though. Sandy Jesse is also joined by Gary Desmille. Sandy Jesse, boom! Automatic shell cannon. Mr. Crabstick likes money, but Plankton Daryl will definitely be able to get the Krabby Patty recipe now, right? Power-ups, yeah. In the SpongeBob season, you can now unlock new special powers for your brawlers by using these power-ups. Krabby Patty. Kelp Soda. Clockwork Clarinet. Spatula. Doodle Pineapple. Bubble. And Jumballs. Each class has their own power-up that, well, powers up their respective trait. Each power-up has three different upgrade levels, and each level makes your brawlers even stronger. Tank. Three crab patties orbit around you. When destroyed, mă, they grant damage resistance, Doamne. Increase movement speed, and charge your super. Support. Mamă, a insane, bro. Area surrounds you, and healing allies charges your super. Using your super spawns a power cube. Damage dealer. Hitting an enemy grants a chumball for homing projectiles, boosted movement speed, and healing for a short time. Marksman. Your attacks are empowered by Squidward's beautiful clarinet music. You can store up to two musical attacks that pierce through walls and sunt ca și mutațiile, seamănă ca și mutațiile. The trail of bubbles that damage enemies. At the end of the trail, an explosion releases even more bubbles. Assassin. A spatula will periodically appear when enemies are low on health. Cu spatula. Instantly, if you have a spatula, you also get a speed boost and become invisible when defeating an enemy. Artillery. After a short cooldown, your basic attacks drop a pineapple that deals damage, leaves a damaging area, and then explodes into damaging pineapple chunks. Power-ups only work on game modes with the SpongeBob modifier. So if the Squidward in you wants to avoid SpongeBob, you can still play other modes. Vreau să vă pun în română, dar nu există subtitrări. Oh wow, this sounds amazing. How do I unlock them? I'm glad you asked. Power-ups are found inside delicious power meals, the latest culinary craze. Mr. Krabs has taken this opportunity to open a new store in Star Park, where you can get power meals from the Krusty Krab for Krusty Cash. The Krusty Krab will have daily deals for you to spend your Krusty Cash on. Here, you'll find various offers, and it's also the place to get skins of your favorite SpongeBob characters. So, how do you get Krusty Cash? Mr. Krabs has kindly agreed to give some of it away. Haven't you ever heard of a self-sustaining economy? Game mode with the SpongeBob modifier. Bă, deci o să avem economie! Doamne, îmi pare insane! Free cash for the first win of each day. That includes these two brand new game modes. Jellyfish, yeah. New game modes. Now this is jellyfishing. A 3v3 mode where players catch jellyfish from around the map. The team with the most jellyfish at the end wins. Okay. To capture a jellyfish, you have to hold it for 5 seconds. If you are taken down during that time, you drop the jellyfish. Take out the enemy team to grab more for yourself. Trio showdown. It's like duo showdown, except there are 3 of you. So I guess it's trio, like trio showdown. In this game mode, there will be 12 brawlers battling it out in 4 teams. Our biggest game mode ever. Just like duo showdown, you'll be able to revive if at least one of your teammates remain undefeated. Let the mayhem commence. There are many ways to get Krusty Cash. Claim your free daily paycheck from Squidward. Okay. Visit the Krusty Krab every day to get free Krusty Cash. The SpongeBob SquarePants event will last all SpongeBob season from September 5th to October 7th. Deci din 5 septembrie până pe 2 octombrie. Ok, aproape lună.
New Brawler. This is one geezer who loves cheese. Mo is a blind rat who was found living in the Star Park sewers and adopted by Grom. Now part of the Star Park maintenance team, Mo uses abilities to maintain the sewer tunnels and wreak havoc in Brawl. Mo uses his shovels as weapons to throw stones across the map and deal area damage with each round. Ce mișto arată Mo. When he activates his super, Mo climbs into his hand-built digging machine and travels across the map to destroy whatever is there. He may be small, but he sure knows how to cause big trouble. Mo is a mythic damage dealer, the final member of the Castle Courtyard trio, and will be available on August 29th with his 29 gem Monterey Mo skin. August 29. You'll never defeat me. Am I right? Che? Shinderu. Nani? It's about time Star Park got a sushi joint. And Mama. With it comes a legendary assassin, Kenji. This samurai sushi chef has a wholesome life with his family in Star Park, but we can't help feel he's trying to hide something from his past. Kenji has two separate attack patterns which alternate with each attack. A dash and a wide slash. For his super, asta, pentru cei care v-a jucat Yasuo sau Yone, seamănă foarte mult cu... Mamă, cu League of Legends. For a short period. The Sushi Samurai will be joining Star Park and starting his own trio on September 26th. He will also be launching with his Fruit Samurai skin. September, ok. It's time to get yeah. Super Pokemon a shield for the amount of extra healing given. Mortis is super now returns at max distance, dealing the same damage and healing again. A real Mortis și skin și hypercharge. Super projectiles now bounce Squeak. One more time. Tara super is bigger Tara. And lasts for a longer time. Nani's hypercharge makes her super beep grow in size while increasing in Mamă, bulgare direct. Max level and unlocks a level 5 upgrade for the duration of his hypercharge. Surge's shots now split regardless of hitting an enemy and the split projectiles okay. travel further. He also gains slightly increased range. So I heard you like edgy purple skins. The October season sees us returning to Once Upon a Brawl, but with a twist. Forget fairy tales, it's okay, all about de... scary tales. Skeletal Surge is the Brawl Pass Halloween. Skin, alongside the villainous and anti-hero Chromas. Nightmare Nani. She will haunt you in battle and your dreams. Cu Nani. Block pick hit. What was that? Must have been the win. Dread Knight Draco has traded his guitar axe for a real mama, match. Ce tare and he's asta. Ready to shred brawlers instead of solos. Darky Pearl is solid as a rock or just a tare. Malicious Mandy, the ranked skin of the season, has kept her royalty but has fallen into darkness. Possessed Poco has a bone to possess Poco, mama ce tare skin. Please, changes, sir, yeah. Have some more changes. Yes, two new ranked modifiers. Gadgets galore. Gadgets have unlimited charges, but a 15-second cooldown. Moment. Okay. Hitting a brawler grants a short burst of movement. Asta-i tare. When a pet or turret deals damage, this speed boost is also applied to their owner. We've got too many things coming. We are resurrecting old game modes with a spooky skin. Plague Plunder, Deadweight, and Zombie Ball. And three zombie skins. Gruesome Gus. Okay, avem și skin-uri pe zombie. As opposed to Decaying Dynamite, who doesn't use his multiple brains so well. Cutrid Pan is back from the dead to give you a hug. And we have three skins for the Harvest Festival. Light up the sky with these skins. Moon Guardian Crow, Moon Guardian Hank, and Moon Guardian Chester. Ce la pe Chester e tare. We need more power. Yeah. I mean skins. Van Primo, he wants to suck your Van Primo. Salsa. Cuckoo Collect. She knows the truth, even if it didn't happen. Red Jacket Rico. Now asta nu e tare. Nu-mi place. Support the Brawl Stars Championship prize pool with the Fans Fang skin. Esports. It's in the game. Dragoon Bell. Our first Supercell make ranked skin. Designed by Nana Bia. Okay, avem și Dragoon Bell, asta știam. Claim the one more player icon from the description below. Oh, I thought it was M for Mini. Use the hashtag MoonGuardianHank giveaway for a chance to get this awesome skin. And Brock is getting his old jacket and haircut back. And you can choose which one you Bă. Want to use. It's Mortis's head all over again. Ăsta e tot? Nu, cred că mai e ceva. Că mai e premieră. Ăsta e tot? Stai să dăm refresh. Da, asta e tot. Aici se termină. Wow, ok. S-au întâmplat multe chestii, băieți. Mamă, dar e lung. A, 8, ok, mi s-a părut mult mai lung. Bă, așa ca un rezumat... Avem ca mutațiile, cum au fost mutațiile, o să avem aceste chestii, avem skin-uri noi, mamă, foarte șmechere skin-uri. Ăsta e pe Buzz, pe Mortis, El Primo, Jackie, Tick și ăsta este Daryl,
foarte tare colaborarea. Cred că e cea mai tare colaborare de pe Brawl Stars, sincer să fiu cu voi. N-am văzut colaborarea mai șmecheră decât asta. Mi se pare genial ce fac pe jocul ăsta. Asta cu modifierele, power-ups, să zicem așa, este la fel ca și mutațiile. Doar că aici poți să le upgradezi, ceea ce e super, super tare. O să avem și o economie cu acei bani. Din câte am înțeles eu, o să avem o economie, uite, vedem, putem să facem rost de aici, să ne jucăm, first win of the day, ai daily, uite, the Krusty Krab, ok, o să avem și shop diferit, aici nu prea am înțeles, ia să vedem shop-ul, a, și cu cash-ul ăsta poți să-l folosești aici, poți să-ți iei skin-urile, da, da, ați văzut și cash-ul cum se ia, bă, mișto rău de tot, frate, ești nebun. Chiar mi se pare tare, skin-uri faine, colaborare mișto, nu prea am înțeles, ok, asta am înțeles cât o să țină sezonul, nu prea am înțeles când o să vină brawlerii noi, dacă putem să mai vedem încă o dată, ok. Deci este mitic. A, August 29, adică în aproape săptămână, deci joia viitoare o să se lanseze MOU. Despre MOU știam deja, am făcut și un clip, știți și voi chestia asta, ideea este că MOU e foarte interesant, mi se pare tare, mi se pare și tare ăla cu samuraiul, e mișto rău de tot ăla cu samuraiul, băi, deci chiar tare, Kenji, foarte tare, foarte tare, dar știți, ați văzut că ăștia sunt sushi? Ați văzut că sunt sushi, foarte mișto, foarte, foarte mișto, bă, skin-uri tare, hypercharge-urile sunt ca lumea. Avem și skin-urile acestea de Halloween. Ăsta pe Draco mi se pare 10 din 10. Mi-a mai plăcut ăsta pe Nani, și ăsta pe Poco. Și ăsta pe Poco e mișto. Lockpit Kit, Dread Knight Draco. Trebuia să bage și un skin pe Draco. Am văzut că acolo și modifiere. Vedem aici și duels. Foarte mișto, foarte mișto. Cred că unul dintre cele mai reușite update-uri. Ăsta cred că o să-l avem gratis, să-l dăm la giveaway, cred. Unul dintre cele mai reușite update-uri din punctul meu de vedere. Eu o să-i dau 10 din 10 la acest update, n-am mai dat până acum. De fapt, cred că și cel cu Godzilla a fost un 9.50. Ăsta, după aparență, ar fi un 10 din 10 și cred că o să rupă până la finalul anului Brawl Stars-ul din punctul meu de vedere, adică are content infinit. Ce nu-mi place că cumva am stat pe sec vara asta, mi se pare că în afară de Megabox-ul nu prea am avut foarte multe lucruri și era tare să se întâmple chestia asta vara, dar uite că au prelungit puțin și mai bine să ne dea ceva ca lumea. Vreau să spuneți în comentarii, cum mi se pare update-ul? Este tare? Este prost? Ce vă place cel mai mult? Mie îmi place, cred că, chestia cu cash-ul, că putem să facem bănuți, putem să cumpărăm chestii cu bănuții, e un fel de bling-uri, mai, nu știu, un fel de gemuri speciale pentru acest eveniment. Sper să țină cât mai mult, abia aștept să fac content cu aceste skin-uri, cu acești brawler noi, o să fie foarte, foarte tare. Băgați și voi un like acolo pentru acest Brawl Talk, eu am fost Sinner și v-am pupat, pa, pa!